Și să citim pentru slava lui Dumnezeu și pentru învățătura noastră cuvântul Domnului din capitolul 12, începând cu versetul 6 și încheind cu versetul 17. Apocalipsa, capitolul 12, versetele de la 6 la 17. Și femeia a fugit în pustie, într-un loc pregătit de Dumnezeu ca să fie hrănită acolo 1260 de zile. Și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul. Și Balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei, dar n-au putut birui. Și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Și Balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit Diavolul și Satana, acela care înșeală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Și am auzit în cer un glas tare care zicea: acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului lui. Pentru că pârâșul fraților noștri, care zi și noaptea îi pâra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. De aceea bucurați-vă, ceruri, și voi care locuiți în ceruri. Vai de voi, pământ și mare, căci diavolul s-a coborât la voi, cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. Când s-a văzut Balaurul aruncat pe pământ, a început să urmărească pe femeia care născuse copilul de parte bărbătească. Și cele două aripi ale vulturului celui mare au fost date femeii ca să zboare cu ele în pustie, în locul ei, unde este hrănită o vreme, vremuri și jumătatea unei vremi departe de fața șarpelui. Atunci șarpele a aruncat din gură apă, ca un râu, după femeie, ca să o ia râul. Dar pământul a dat ajutor femeii. Pământul și-a deschis gura și a înghițit râul pe care l-aruncase Balaurul din gură. Și Balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămășița ei, care păzesc poruncile lui Hristos. Amin. Frați și surori, vă invit să vă reocupați locurile. Încă o dată vă salut, vă binecuvintez și împreună cu dumneavoastră cinstim prezența Domnului, a lui Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Este o onoare și multă bucurie pentru noi să avem oportunitatea, fiind împreună în casa lui Dumnezeu, să studiem Scripturile. Și în seara aceasta, prin Harul Domnului, am ajuns la lecția biblică cu numărul 33, în intenția noastră de a studia cartea Apocalipsa. Respectiv, capitolul 12, suntem la lecția numărul 2 din capitolul 12 al Apocalipsei. În prima lecție am explicat termenii, am făcut prezentarea celor 7 personaje și l-am prezentat pe primul dintre ele, respectiv femeia, în persoana căreia am identificat pe Israel. Aceasta este a doua lecție a capitolului 12 din Apocalipsa și în seara aceasta, cu ajutorul Domnului, așa după cum ne-am rugat, vom continua să identificăm următoarele 6 personaje care sunt prezentate în capitolul 12 din Apocalipsa. Al doilea personaj pe care îl întâlnim este cel cu care am încheiat data trecută. Cine este copilul pe care l-a născut femeia, pe care Balaurul cel mare și roșu vrea să îl mănânce, să îl omoare, să îl distrugă? Cine este copilul de parte bărbătească? Cele două mari interpretări din istorie cred unii că copilul este Iisus Hristos, alții că este Biserica lui Dumnezeu. Pentru ca să procedăm în seara aceasta la identificarea adevăratei persoane simbolizată de copilul de parte bărbătească, o să pun câteva întrebări ajutătoare. Prima dintre ele este următoarea. Israel a născut biserica sau pe Iisus Hristos? A doua întrebare.
biserica este născută de Israel sau de Iisus Hristos? Aceste două întrebări, care sunt în egală măsură grele și ușoare, au rolul să separe prin răspunsurile lor persoana Domnului Iisus Hristos de identitatea Bisericii lui Iisus Hristos. În primul rând vreau să afirm că Israel l-a născut pe Iisus Hristos. În Romani, în capitolul 1, versetul 3, Pavel spune: ea privește pe fiul său născut din sămânța lui David în ce privește trupul. Hristos a fost evreu, el s-a născut în Israel. În Romani, capitolul 9, versetele 4 și 5, Pavel spune: ei sunt israeliții, au înfierea, slava, legămintele, darea legii, slujba duhovnicească, făgăduințele, patriarhii, și din ei a ieșit după trup Hristosul. Este o reafirmare a ceea ce Pavel a spus mai devreme. Hristos s-a născut din Israel, el este evreu. A doua afirmație pe care vreau să o fac este că biserica este născută din Iisus Hristos, după cum Iisus Hristos este născut din Israel. Biserica este născută din Iisus Hristos, după cum Iisus Hristos este născut din Israel. În Matei, în capitolul 16, versetul 18, Domnul Hristos îi spune lui Petru: eu îți spun, tu ești Petru, și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor dărâma. Cel care a zidit biserica, cel care a născut biserica, cel care a făcut biserica în existență, nu este Israel, ci este Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. În Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetul 28, Luca afirmă: luați seama dar la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Biserica nu este produsă de evrei, ea este produsă în mijlocul lor, dar ea este produsă de Hristos prin sângele său și prin jertfa sa. El de aceea a venit din cer, ca să mântuiască oameni pe care îi va introduce în biserica sa. Efeseni, capitolul 5, versetul 25, Pavel spune: cum a iubit și Hristos biserica și și-a dat viața pentru ea. Sau în Coloseni, capitolul 1, versetul 24: mă bucur acum în suferințele mele pentru voi și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Iisus pentru trupul lui care este biserica. De asemenea, sunt foarte multe versete în Biblie care afirmă că Iisus Hristos vine din Israel și El a dat naștere bisericii sale. A treia afirmație pe care vreau să o fac este că copilul, în limba greacă este fiul, era de parte bărbătească, așa cum spune Ioan în Revelația sa, capitolul 12, versetul 5. Ea a născut un fiu, un fiu de parte bărbătească. În limba română această afirmație se numește pleonasm. Data trecută spuneam ceva în fugă, respectiv un lucru spus, același lucru spus în mod repetat folosind cuvinte sinonime. Spuneam data trecută: urci sus, cobori jos. O astfel de exprimare în limba română este greșită, pentru că nu poți să urci decât sus și nu poți să cobori decât jos. Un fiu nu poate să fie de parte feminină, după cum o fiică nu poate să fie de parte bărbătească. Ioan spune un fiu de parte bărbătească, dar pot fi fii și de alt fel decât de parte bărbătească? Domnul Hristos spunea deseori în Evanghelii: adevărat, adevărat vă spun. Dar poate adevărul să fie și minciună? Nu, adevărul mai poate să fie și altfel decât adevărat? De ce spune Domnul adevărat, adevărat? Că dacă e adevărat, sigur că e adevărat. De ce spune Ioan fiul? Că dacă e fiul, sigur că e de parte bărbătească. Acest pleonasm în gramatică este de fapt o vorbire lămurită în limbajul biblic care vrea să confirme autenticitatea celor spuse. Adică, cu siguranță,
acest copil a fost de parte bărbătească și să nu uitați că a fost de parte bărbătească. Copilul acesta este de parte bărbătească și în Luca, în capitolul 1, versetul 31, atunci când îngerul vine la Maria și el îi spune același lucru: iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Îngerul precizează că este vorba de un copil care va fi de parte bărbătească. A patra afirmație pe care vreau să o fac în sprijinul ideii că copilul nu este biserica și este Iisus Hristos este faptul că diavolul a vrut să-l distrugă când s-a născut. În a doua parte a versetului 4 citim: balaurul a stat înaintea femeii care sta să nască ca să-i mănânce copilul când îl va naște. Dacă citim în capitolul 2 din Matei, versetele 13 la 15, cuvântul lui Dumnezeu ne spune: după ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în visul lui Iosif și îi zice: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Balaurul a stat în fața femeii ca să îi mănânce copilul când aceasta îl va naște. Domnul Iisus Hristos a fost născut de Fecioara Maria, diavolul a vrut să-l omoare pe Hristos prin mâna guvernatorului din Iudeea din vremea aceea. A cincea afirmație este că Domnul spune prin Ioan în capitolul 12 din Apocalipsa că el va cârmui neamurile cu un toiac de fier, și în psalmul 2, versetele de la 6 la 9, cuvântul lui Dumnezeu reafirmă acest adevăr care se va împlini în atitudinea Domnului Iisus Hristos. De asemenea, în Apocalipsa, capitolul 19, versetul 15, se reamintește această atitudine pe care Domnul Iisus Hristos o va avea. Acolo unde cuvântul spune: din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cârmui cu un toiag de fier. Diavolul a auzit în grădina Edenului poziția lui Dumnezeu față de greșeala sau față de păcatul lui Adam și Eva. A auzit despre poziția lui Dumnezeu de intenție să reabiliteze perechea care a păcătuit în grădină, chiar dacă Dumnezeu s-a ținut de cuvânt și i-a eliminat din grădină. În Genesa, în capitolul 3, versetul 15, se face prima profeție care vorbește despre intenția lui Dumnezeu manifestată în mileniile ce vor urma. Adică sămânța femeii, fiul de parte bărbătească, Hristos, va zdrobi pe sămânța șarpelui. Această afirmație pe care o face Dumnezeu în Eden produce sau începe un fir roșu care se continuă prin toate cărțile Bibliei până când se naște Mântuitorul Iisus Hristos din femeie. Și de multe ori versetul din Timotei este greșit interpretat. El nu vorbește despre mântuirea pe care oamenii o au prin alte moduri, spre exemplu prin nașterea de copii. Noi știm că și bărbații care nu nasc sunt mântuiți, noi știm că și fetele care nu se căsătoresc sau chiar căsătorindu-se nu au copii sunt mântuite dacă cred în Iisus Hristos, noi știm că și femeile care nu fac fii și fac fiice sunt mântuite în Iisus Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu acolo vorbește despre următoarea idee: prin femeie a intrat în omenire păcatul, prin Eva, și tot prin femeie va veni în omenire Mântuitorul Iisus Hristos. Prin femeia de atunci a venit diavolul, prin femeia din Noul Testament, Maria Fecioara, s-a născut Iisus Hristos. Diavolul a auzit în grădina Edenului poziția lui Dumnezeu și profeția lui Dumnezeu. De aceea evreicele au dorit de-a lungul istoriei neamului lor să nu nască fete, ci doar băieți. De aceea pe paginile Bibliei, ori de câte ori se naște o fată, este trecută în tăcere, nu se spune numele ei, doar dacă are legătură cu firul povestirii biblice. Ori de câte ori se naște un băiat, se pomenește numele lui. Pentru că toate evreicele doreau să nască un băiat, pentru că Mesia trebuia să fie băiat, nu fată. Trebuia să fie bărbat, nu femeie. Asta a influențat inferiorizarea femeii
Asta a accentuat inferiorizarea femeii și în Israel, chiar dacă Dumnezeu a vorbit despre o egalitate chiar din Vechiul Testament între bărbați și femei. Diavolul l-a urmărit pe Domnul Iisus Hristos la naștere, a vrut să-L omoare, n-a reușit. L-a urmărit pe Domnul Iisus Hristos în viața umană, să-L omoare în multe feluri. A instigat oamenii împotriva Lui. Odată pe sprânceana muntelui, prin oamenii prezenți acolo pe care i-a instigat, a vrut să-L îmbrâncească în prăpastie. Altădată l-a ademenit să sară de pe strașina templului și au fost multe situații când diavolul a vrut să-L omoare fizic pe Domnul Iisus în viața Lui umană, dar nu a reușit decât atunci când a venit vremea. Și atunci n-a fost o moarte pe mâna diavolului, ci a fost o moarte împotriva lui, pentru că Domnul Iisus Hristos nu a murit accidental, ci Domnul Iisus a murit după cuvântul lui Dumnezeu, după Scripturi, ca să aducă mântuire oamenilor. După ce Iisus a înviat și s-a înălțat la cer, rămânând la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu, Satana s-a întors din nou la femeie, când a pierdut șansa ca să-L mai urmărească pe Hristos, pe copilul născut. A încercat la naștere, a încercat în timpul vieții, a încercat pe Golgota, a reușit, dar mai bine nu reușea, pentru că a făcut rău, nu bine din punctul lui de vedere. Atunci când Hristos s-a înălțat la cer, el a pierdut oportunitatea ca să mai încerce să-L omoare pe Hristos, pentru că Hristos a încheiat să mai existe în trup de carne și s-a ridicat în trup de slavă și a rămas la dreapta Tatălui în ceruri, acolo de unde s-a coborât înainte să se întrupeze prin Maria. Atunci Satana, care nu știe altceva decât să facă război, el nu știe să trăiască în pace, el este nebun după război, el minte și face război tot timpul, ziua și noaptea. El s-a întors să-și continue meseria, s-a întors din nou spre Israel și a continuat războiul cu Israel. Semnul mare, femeia învăluită în soare, este Israel. Copilul care l-a născut este Hristos. Balaurul mare și roșu. Cine este balaurul mare și roșu? În capitolul 12, unde am citit cuvântul Domnului în seara aceasta, versetul 9 și în capitolul 20, versetul 2, Biblia afirmă direct: balaurul cel mare și alpere cel vechi, numit diavolul și Satana, acela care înșeală întreaga lume. Nu este nevoie de argumente teologice, pentru că Biblia face cel puțin de două ori afirmația că balaurul cel mare și roșu este Satana, este diavolul. Am auzit o interpretare populară prin popor că diavolul este soțul lui Satana, adică diavolul e bărbatul și Satana e femeia. Frați și surori, ca și Domnul Iisus Hristos, care are multe nume, ce vine din atributele lui, din caracteristicile lui. Diavolul e unul singur, dar îi se spune în multe feluri. Câteodată numele lui pare de femeie, alteori de bărbat, dar el nu are gen. Nu-i nici bărbat, nu-i nici femeie, că îngerii nu au gen. Nici noi nu vom mai avea, când vom fi ca îngerii în trupuri de slavă. Acolo nu ne vom mai căsători și nu vom mai avea copii și familii ca aici jos pe pământ. În Vechiul Testament găsim învățătura potrivit căreia Satana a fost unul dintre îngerii superiori ai lui Dumnezeu. Dacă citim în Isaia, în capitolul 14, spre exemplu, cuvântul lui Dumnezeu face această afirmație. Versetele de la 12 la 14 este un cuvânt bine știut din punct de vedere al ideii pe care eu o prezint în această seară. Cum ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor, fiu al zorilor? Cum ai fost doborât de la pământ, tu biruitorul neamurilor? Tu ziceai în inima ta: mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu. Voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor, la capătul miază noaptei. Mă voi sui pe vârful norilor. Voi fi ca cel prea înalt. Observați ideea obsedantă a diavolului pe care a transmis-o Evei și aceasta lui Adam: să fie ca Dumnezeu. Diavolul a avut și a rămas până astăzi în minte ideea obsedantă că el trebuie să fie mai mare decât este. Asta e boala lui. Diavolul e bolnav de autoritate, e bolnav de poziție și pentru asta minte, a devenit tatăl minciunii și face război, pentru că cu minciuna și cu războiul încearcă să-și atingă nebunescul scop de a fi ca Dumnezeu. Nu-i ajunge cum este, nu-i ajunge ce știe, nu-i ajunge ce are, el vrea să fie mai mare.
În Efeseni capitolul 2, versetul 2, Biblia îl numește Domnul puterii văzduhului. El asta și-a dorit, să fie domn. Să nu fie niciun domn mai mare decât el. De aceea a intrat în conflict cu autoritatea lui Dumnezeu. De aceea a vrut să uzurpe autoritatea lui Dumnezeu. Ca și Adam, și el și-a dorit să fie mai mare decât Dumnezeu. El și-a dorit să fie mai mare decât Dumnezeu și n-a reușit să fie decât mai mare peste îngerii ca și el, îngeri răi. Adam, instigat de el și pus la cale de soția lui Eva, a vrut să cunoască binele și răul și când l-a cunoscut, n-a mai avut capacitatea să aleagă între bine și rău și a ales răul în loc să aleagă binele. În al doilea rând, nu numai că diavolul a fost un înger superior al lui Dumnezeu, ci numele lui este folosit în Apocalipsa 12 și încă din Vechiul Testament ideea de șarpe este prezentă și asociată cu diavolul. În grădina Edenului el vine la femeie sub formă fizică de șarpe. Există o întreagă filozofie teologică pe marginea acestei afirmații și dacă citiți cu atenție veți constata că Dumnezeu îl blesteamă pe șarpe și îi spune să se târască pe pământ și să mănânce țărână. Asta înseamnă că șarpele înainte de blestemul lui Dumnezeu nu se târa pe pământ. Asta i-a făcut pe cercetătorii Bibliei să creadă că șarpele, înainte de blestemul lui Dumnezeu, după ce Eva și Adam au păcătuit, nu arăta ca astăzi, nu era așa urât, nu inspira frică și era o ființă foarte frumoasă. Tocmai de aceea Satana s-a așezat într-un trup de șarpe, pentru că nu era urât la privit, era o ființă, o arătare drăguță, nu inspira frică, nu inspira groază. Astăzi oricui îi este frică să pună mâna pe un șarpe. Când vezi un șarpe, ai așa o senzație neplăcută. Înainte n-a fost așa, că altfel el nu-și lua o formă fizică de ființă neplăcută. Că Eva și atunci, ca și astăzi, era delicată și sensibilă și n-ar fi stat lângă tot felul de ligioane, tot felul de balauri și de scorpioni. În al doilea rând, blestemul lui Dumnezeu nominalizează șarpele în grădina Edenului. Genesa, capitolul 3, versetul 15. Foarte multe dintre religiile păgâne reprezintă forța răului, pe diavolul din religia lor. Orice religie are aceste două părți, partea bună și partea rea, binele și răul, indiferent că sunt personalizate sau nu sunt personalizate și sunt la nivel de idee, de filozofie. Dar întotdeauna, aproape întotdeauna la religiile păgâne, forma fizică pe care o aveau Dumnezeul rău, diavolul lor, era sub o formă de șarpe. Și aceasta este o reminiscență a ideii din grădina Edenului. În Vechiul Testament, numele cel mai frecvent al diavolului a fost Satana. Îl găsim de 32 de ori. Satana înseamnă adversar, adversarul lui Dumnezeu, cel care îi stă împotrivă lui Dumnezeu. Noul Testament folosește cuvântul de diavol. Dacă Satana în Noul Testament este folosit de 32 de ori, diavolul e folosit de 33 de ori. Și dacă Satana înseamnă adversar, împotrivitor, diavol înseamnă defăimător. Iată dar că el și-a schimbat puțin, pentru că aceste nume nu sunt doar niște nume, ci ele poreclesc un anumit mod de viață, definesc un anumit comportament al lui. Diavol înseamnă defăimător, bârfitor, clevetitor, acuzator, calomniator. El cu asta se ocupă, el dă vina pe oameni. Aduceți-vă aminte că el folosește violența, adică constrângerea, amenințarea cu moartea și tortura, sau folosește minciuna, amăgirea, diplomația și aparența religioasă. În toată Biblia, el este prezentat ca și dușmanul lui Dumnezeu și al tuturor celor care trăiesc în anturajul lui Dumnezeu. Al lui Iisus, al lui Israel, al bisericii, al Bibliei. Priviți în Matei 4:3, este prezent la ispitirea Domnului Iisus ca un dușman al lui Iisus. Priviți-l în Ioan 13:2, este prezent ca un calomniator al lui Iuda. Haideți să citim totuși aceste versete. Matei 4:3. Ispititorul s-a apropiat de el, aici este calomniatorul.
Ispititorul s-a apropiat de el și i-a zis: dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. El aici calomniază, defăimează. În Ioan, în capitolul 13, versetul 2, face același lucru, dar cu Iuda, care s-a făcut vânzător. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanu, fiul lui Simon, gândul să-l vândă. Observați, în Domnul Iisus a vrut să pună gândul să se mândrească. În Iuda a pus gândul să-l vândă pe Hristos. Observați, aceasta este activitatea lui de bază. El cu asta se ocupă. El pune în mintea oamenilor gânduri rele. Când ai un gând rău, iartă-mă, știi cine l-a pus în mintea ta? Așa cum ești creștin pedicostat, poate botezat cu Duhul Sfânt, știi cine ți-a pus gândul acela în minte? Știi cine i-a pus lui Petru gândul acela în minte, după ce cu puțin timp în urmă Duhul Sfânt pusese un gând duhovnicesc în mintea lui? Domnul Iisus nu se ferește ca să facă o apreciere corectă și să-i spună: diavolul te-a pus la cale să faci această afirmație, după ce Domnul Iisus mai înainte precizase că Dumnezeu te-a pus la cale să faci o altă afirmație. Noi avem impresia că dacă suntem botezați și venim la biserică, diavolul nu mai pune gândurile în mintea noastră. Diavolul nu poate să le pună, poate să ne tenteze. Noi hotărâm dacă le pune sau nu, noi acceptăm. El ne întreabă: mă lași? Și noi spunem da sau nu. Oh, de câte ori spunem da. Luca, capitolul 22, versetul 3. Din nou cu Iuda. Cuvântul Domnului, 22, versetul 3, Iuda, Luca despre Iuda. Dar Satan a intrat în Iuda, zis Iscarioteanul. Observați, prima oară a pus un gând în el. A doua oară a intrat în el. Observați un proces al dărâmării spirituale? Prima oară Iuda mai avea posibilitatea să se pocăiască. Diavolul a pus un gând în inima lui. Și pentru că i-a permis, a doua oară a intrat în inima lui. Există un proces accelerat al implicării diavolului în viața lui. Priviți în același capitol 22, versetul 31. Tot așa, când veți vedea întâmplându-se aceste lucruri, să știți. Este un verset greșit aici, din câte văd. Fapte, capitolul 5, versetul 3. Fapte, capitolul 5, versetul 3. Petru i-a zis: Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșioarei? Observați cine l-a pus pe Anania și Safira să mintă? Noi zicem, a fost lacom. Este adevărat, a fost lacom. Dar lăcomia lui a fost instigată de Satana. El se ocupă cu astfel de lucruri. Atunci când nu te mai poți controla, atunci când faci prostii, simțind, vorbind, gândind, făcând, Satana este cel care te pune la cale. Satana este cel cu care ești în relație. Degeaba ești creștin pentecostal sau de altă confesiune. Faptul că noi suntem pentecostali sau baptiști nu ne separă pe noi de intenția diavolului de a pune în noi gândurile lui. Și dacă reușește, el însuși intră în inima noastră. Sigur că atunci cădem din har. Viața cu Dumnezeu nu este o joacă bisericească sau religioasă. Viața cu Dumnezeu înseamnă o performanță de sfințenie. Iar dacă din greșeală ai alunecat, te ridici, te scuturi de praf și ascultă-mă, în groapa aia să nu mai calci. Nu înseamnă o trăire în păcat. Nu înseamnă o trăire în păcat. Un păcat pe care ți-l permiți în fiecare zi și te mângâi cu gândul că vii la biserică, că postești și că te rogi. Dacă trăiești în păcat, care mai este diferența între colegul tău care nu vine la biserică? Cu ce te ajută venirea la biserică dacă nu reușești performanța neprihănirii? Dacă nu-L urmezi pe Hristos cu fapta, cu viața? Una este să aluneci, să te dezechilibrezi, și alta este să cazi și să rămâi acolo liniștit, spunând că de fapt și așa se poate. Efeseni, capitolul 6, versetul 3. Doi Corinteni, capitolul 2, versetul 11. Toate acestea sunt versete biblice care prezintă lucrarea ascunsă a diavolului
ce pune în mintea oamenilor inițiative. Noi suntem în casa lui Dumnezeu și zilnic ne trec prin minte o grămadă de inițiative. Inițiativa să vorbim cu cineva, inițiativa să facem ceva sau inițiativa să nu vorbim cu cineva sau să nu facem. Tot timpul avem tot felul de inițiative. O parte dintre ele vin de la diavolul. Trebuie să ai discernământ spiritual ca să faci diferența între inițiativa care vine de la Dumnezeu, între inițiativa care vine de la diavolul și între inițiativa care vine din fire. Sunt trei surse de inițiativă. Aceste trei surse de inițiativă sunt și în problema manifestării darurilor spirituale. Atenție, frați și surori, ascultați-mă cu băgare de seamă. Sunt trei surse de inspirație. Este Dumnezeu, este diavolul și este omul. Un om poate să vorbească din partea lui Dumnezeu, poate să vorbească din partea diavolului și poate să vorbească din propria lui minte, din propria lui fire. Atunci când vorbim, ar trebui să de 10 ori să măsurăm și să cântărim. Din partea cui vorbim? O, noi toți vorbim din partea Domnului. Niciunul nu acceptă că vorbește din partea diavolului sau, să nu mai zic, din partea firii. Niciunul. Toți vorbesc de la Dumnezeu. Și de la Dumnezeu ne certăm, de la Dumnezeu facem partide, de la Dumnezeu divorțăm, de la Dumnezeu facem o grămadă de nebunii. De la Dumnezeu. Duhul Domnului ne pune să ne bârfim. Am avut îndemn, frate, să te bârfesc. Am avut îndemn, frate, să mai mă întâlnesc cu doi și să te fac zob. Astea sunt inițiative care vin de la diavolul. Nu vin de la Dumnezeu. Inițiativele Domnului Iisus n-au fost niciodată așa. Cine minte, cine fură, cine distruge, cine lucrează destructiv în familie, într-un grup de oameni sau în biserica lui Dumnezeu, este instigat, este pus la cale de diavolul. El aduce ispita, însă aduce și boală și apăsare. Priviți în Luca 13 cu 16, femeia gârbovă. Aduceți-vă aminte ce spune Luca. În capitolul 13, versetul 16. Dar femeia aceasta, Domnul Iisus face această afirmație, dar femeia aceasta care este o fiică a lui Avram și pe care Satana o ținea legată, o femeie gârbovă, gârbovă înseamnă o femeie așa bolnavă. Dacă voi vedeți o astfel de femeie, dacă dumneavoastră vedeți o astfel de femeie, vă trece prin cap că Satana a legat-o? Nu! Noi zicem, a avut un accident sau are o boală de oase, de cartilage și de mușchi și s-a cocoșat. Dar Domnul Iisus are un alt punct de vedere. El spune, Satana o ține legată. Satana a adus-o așa ca pe o floare veștejită. Satana își bate joc de ea. El nu ispitește doar sufletul. El distruge și trupul. El distruge demnitatea, el distruge sănătatea, el distruge valoarea de sine, el distruge bucuria, el distruge familia, el distruge pofta de viață, el pune în mintea omului gândul sinuciderii într-un moment de faliment sau de criză. El tatăl minciunii, el dușmanul lui Dumnezeu. Dacă Domnul un pic s-ar da de la o parte, ne-ar înghiți pe toți acum, dar nu ne va înghiți niciodată, că ne protejează Dumnezeu. Și să-și ascută dinții cât o vrea, că pe noi ne protejează Dumnezeu. Dacă noi îl iubim pe Domnul și ne temem de Domnul, păzind căile și legile și poruncile Lui. Priviți în Faptele Apostolilor, capitolul 10, versetul 38, acolo unde cuvântul Domnului afirmă că toți oamenii sunt apăsați de diavolul, el nu numai ispitește. Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe cei ce erau apăsați de diavolul. Nu mântuia, vindeca pe cine? Pe cei apăsați de diavolul. Diavolul apasă cu ispită pentru că lovește în suflet.
și apasă cu boli și cu necazuri și cu accidente și cu tot felul de falimente și frământări în trup, în mod fizic, pentru că într-un fel sau altul vrea să-ți ia pacea, vrea să te pună în ceartă, în conflict, într-o stare de nemulțumire. Oh, de ce a îngăduit Dumnezeu nenorocirea asta peste mine? De ce Dumnezeu a îngăduit crucea asta peste mine? Încearcă să te lovească în toate felurile, să-ți ia pofta de viață. Să spună, Dumnezeu nu mai mă iubește, că dacă mă iubea nu eram așa. Ba da, așa erai. Să nu crezi că dacă ești copilul Domnului trebuie să fii sănătos, să ai buzunarul plin cu bani, să ai frigiderul să nu se mai închidă ușa, toți copiii să fie ascultători, să stai într-o adunare unde tot timpul picură cu har. Viața e complicată, omule, mă auzi? Și dacă cu cât te apropii de Domnul, cu atât e mai complicată. Cu cât ești mai nepocăit, cu atât ești mai prieten cu diavolul. Și cu cât te pocăiești mai tare, cu atât diavolul vrea să te distrugă. Dacă îl lași pe diavol în pace, diavolul te lasă în pace. Dacă nu îl lași pe diavol în pace, diavolul nu te lasă în pace. Observați că în procesul ispitirii Domnului Iisus Hristos din pustie, El îl numește pe diavolul în cele trei feluri. De ce? El vorbește în cunoștință de cauză. Prin felul în care îl numește, îl demască. E ca și cum, imaginați-vă că un tată la Crăciun, după cum e obiceiul, vrea să se prefacă că e Moș Crăciun. Și se îmbracă, știți, cu haina aia, își pune bărbiță din vată și vine la copilul lui care are vreo 3-4 anișori. Și vine și aduce cadou și îi spune, a venit moșul să-ți aducă darul. Și imaginați-vă că copilul îi spune, tati, las o baltă că te-am recunoscut. Zicându-i pe nume tati, l-a demascat. Asta a făcut Hristos când în Matei capitolul 4 versetul 10 îi spune Satan, în versetul 1 îi spune diavol, iar în versetul 3 îi spune ispititorule. Îl demască, nu îi explică, îi spune un nume cum e. Cu alte cuvinte, nu îi spune tu minți, îi spune mincinosule. Nu îi spune tu furi, îi spune furăciosule, banditule. L-a demascat! Septuaginta, care este traducerea Vechiului Testament în limba greacă, după cum Vulgata e traducerea în limba latină, cele două limbi ale vremii de atunci, limba italiană și limba grecească, face trecerea de la Satana, termen specific în Vechiul Testament, la diavolul, termen specific în Noul Testament. Folosim cuvântul diabolos. Poate vă întrebați de ce am insistat în această seară asupra acestor explicații care încă nici n-au ajuns la sfârșit, dar pentru că au ajuns timpul la sfârșit ne oprim. Vreau neapărat să-l surprindem pe diavolul și să-l cunoaștem atunci când ne întâlnim cu el, să știm cine e. Că deseori se îmbracă în Moș Crăciun, se îmbracă în roșu, așa spune aici că balaurul era roșu. Să îmbracă în roșu, își pune bărbiță, să face drăguț, își schimbă vocea, pune două mașinuțe într-un săculeț sau ciocolată, știe el ce-ți place și vine la tine și îți spune, eu sunt Moș Crăciun. Nu e Moș Crăciun. Trebuie să vorbim despre el nu pentru ca să-l proclamăm sau să-l promovăm, ci trebuie să-l prezentăm așa cum este pentru ca să-l cunoaștem atunci când ne întâlnim cu el, să-l mustrăm cu sângele Domnului, să nu schimbăm cu el o vorbă. Eva odată a vorbit cu el și gata a fost. În această seară, frați și surori, mă uit la dumneavoastră ca la tovarășii mei de călătorie spre cer, la niște oameni care aveți parte și dumneavoastră ca și mine de aceleași ispitiri, de aceleași tentații, de aceleași presiuni. Și vreau în seara aceasta, în concluzie acestei lecțiuni biblice despre cuvântul lui Dumnezeu, despre Evanghelia lui Iisus Hristos, să ne luăm câteva clipe de rugăciune și să ne smerim, înțelegând că diavolul este un dușman prea tare pentru noi, pentru ca noi să-l biruim, dacă suntem singuri. Însă este prea slab pentru noi să ne biruiască dacă suntem cu Domnul Iisus. Noi nu avem ce să comunicăm cu El, ce să discutăm cu El. Când îl vedem, îi întoarcem spatele. Dar ca să îi întoarcem spatele, trebuie să știm în ce parte e. Că dacă vine de acolo și eu stau cu spatele în partea opusă, înseamnă că stau cu fața la El.
Trebuie să știu cum se comportă el ca să știu, chiar dacă vine odată îmbrăcat frumos sau urât, trebuie să știu cum este pentru ca să fug de el. În această seară vreau să ne rugăm Domnului să ne păzească de uneltirile lui, care sunt din ce în ce mai intense, mai versate, mai viclene și mai puse la punct. Este în stare să investească mii și milioane de dolari ca să ne trântească, să ne distrugă. Nu doarme nici ziua, nici noaptea. Pune la cale planuri diabolice, care de care mai versate, să ne calce în picioare. Răgnește ca un leu să ne sperie dacă va fi posibilitatea să distrugă dintre noi cei aleși. O ia de aici, de la scaunul ăsta, și se duce până la Sunday School sau Bethany Lane și încearcă să fure suflete născute din nou și mântuite de Hristos. Vrea să ne fure sufletul nouă, nevestelor noastre și copiilor noștri. Vrea să pună biserica în conflict, vrea să pună bisericile în conflict, vrea să facă partide, vrea să pună gânduri nebune în mintea oamenilor, care probabil odinioară l-au slujit pe Hristos. El vrea să vadă biserica lui Hristos dărâmată și zdrobită. El a înființat biserica lui și îi pune pe sataniști să se roage, să postească, pentru ca să distrugă biserica lui Dumnezeu și pe slujitorii lui Dumnezeu. Dacă sataniștii au învățat să se roage, există riscul ca noi să ne dezvățăm? Răspunsul este nu. Frați și surori, eu apreciez așa de mult maturitatea dumneavoastră dovedită în ultimul timp. Ați dovedit că sunteți niște oameni maturi, care știți să cântăriți, știți să stați uniți, știți să treceți peste gustul amar, așa cum treceți și peste dulce, știți să vă rugați simțind că este o perioadă în care trebuie neapărat să ne unim mai mult decât de obicei. Apreciez toate aceste lucruri de la cei mai mici, de la adolescenți, până la cei mai în vârstă. Și vreau să vă spun în această seară că tot ce se întâmplă și ne duce pe noi la pocăință vine de la Dumnezeu și este spre binele nostru, chiar dacă doare, chiar dacă ustură, chiar dacă costă, chiar dacă ne implicăm și transpirăm. Dacă produce pocăință, suferința este binevenită. Dacă produce neprihănire, amărăciunea este binevenită. Și vom trece peste orice inconfort pentru onoarea lui Dumnezeu, pentru unitatea bisericii sale și pentru desăvârșirea credinței noastre. Nu ne vom lăsa. Noi trebuie să ne dovedim ca niște oameni încercați. Au trecut 20 de ani de pocăință în viața mea și 20 de ani de pocăință în viața ta sau 50 de ani de pocăință în viața dumneavoastră. După această perioadă lungă de școlarizare, noi trebuie să ne prezentăm ca niște oameni puternici. Și dacă ni se întâmplă să facem un pic așa, nu, nicio problemă. Ne ridicăm, ne aranjăm din nou costumul și ne ducem, având mai multă grijă atunci când mergem, să nu alunecăm. Noi trebuie să demonstrăm că trăim cu Dumnezeu. Și atunci când stăm în picioare și totul e bine, și atunci când bat vânturile puternice și ne clatină, Hristos nu ne va lăsa niciodată, pentru că El nu ne-a adus până aici ca să ne abandoneze. El nu abandonează pe nimeni. Lui a fost milă de un Bartimeu orb. Cum să nu-i fie milă de mine și de dumneata? Frați și surori, haide să petrecem timp cu El, să-L adorăm, să-I mulțumim, să-L mângâiem prin cuvintele noastre, să-L apreciem prin cuvintele noastre, să-L iubim pe Domnul și să ne dedicăm Lui. Vă invit să ne ridicăm și împreună să ne rugăm Domnului. Thank you.